Slujba de sfințire a bisericii are rădăcini adânci. Din primele secole, chiar în timpul Sfântului Împărat Constantin cel Mare, se știe că bisericile aveau o consacrare specială. După prima liturghie, deja acest lucru era desăvârșit. Și de aceea în biserică nu se intra oricum și nu oricine, ca și în zilele noastre. Bogăția slujbelor pe care le avem astăzi. Este pomenită de părinții ai bisericii din primele veacuri, de sute de ani. Nicolae Cabasila Bunoara are o întreagă carte închinată doar slujbe de simțire a bisericii, uimindu-se de înțelepciunea și de inspirația cu care acestea au fost alcătuite. Pentru că slujba de simțire a bisericii aduce aminte de slujba învierii. Am cântat aici acel aliluia pe care l-auzim la Deni, pentru că în fața Sfintei mese, care închipuie urmântul Domnului, suntem chemați să avem aceeași evlave, aceeași adâncime, dar și să ne pătrundem de același har pe care Dumnezeu îl împărtășește în acele zile deosebite. Pentru că în fiecare zi nu este doar o bucurie pe care o transmitem unii altora, ci un har pe care Dumnezeu îl împărtășește și care o ne face împărtaș atunci când rugăciunea noastră se unește cu rugăciunea celuilalt. Și în această rugăciune îl avem pe Hristos în mijlocul nostru, cel ce a spus că acolo unde sunt doi sau trei în numele meu, acolo voi fi și eu cu ei. Iată, după aceea, preotul iese precum la înviere, cu lumânarea, se gând că lumina lui Hristos luminează tuturor, pentru că fiecare biserică și fiecare altar este precum acea lumină pe care Domnul a spus-o că este pe vârf de munte. Lumină spre adeverirea oamenilor, a sensului vieții, a minunilor lui Dumnezeu, a descoperirilor pe care Dumnezeu le-a făcut. Și această mărturie o avem prin biserici și prin altare și prin mărturia noastră a oamenilor, de aceea Domnul spune și apostro și nouă până în ziua de astăzi. Așa să strălucească lumina voastră. Pentru că nu iau oamenii o lumină ca să o ascundă sub obroc, să o pună sub pat ci ca să le fie de folos, să le lumineze viața. Iar această lumină nu are o utilitate practică, ci are o chemare mult mai adâncă, să dea putere sufletului nostru. Vedem cât de, înfricoșă, cât de înfricoșător este cel bolnav la minte, sănătos în trupul lui, se poate mișca, organele sunt sănătoase dar nu înțelege sensul acestei vieți. Și în fazele patologice, cele mai jalnice, omul nu poate face nimic decât însoțit, decât povățuit, precum un copil neajutorat, dar de multe ori face chiar rău. Lumina lui Hristos dă un sens adânc vieții și omul care s-a pătruns de lumina lui Dumnezeu devine cinstitor de tot locul în care Dumnezeu lucrează devine cinstitor față de altar, devine cinstitor față de preot, devine cinstitor și față de aproapele de lângă el, pentru că vede o lucrare a lui Dumnezeu cu fiecare om și înțelege mila lui Dumnezeu. Noe a fost bine plăcut lui Dumnezeu, om sfânt, prin el, ca într-o rămășiță a neamului omenesc, Dumnezeu a lucrat o altă înviere. Atunci, când pierzarea venise de la oameni, prin patimile și depărtarea de Dumnezeu. Și totuși noi, când a descoperit vița de vie, a băut mai mult decât se cuvenea și a de vin, s-a dezgolit, intrând fiul cel mare, a văzut o imagine de necinste. Și precum, din păcate, prea mulți fac și a râs de el. Și a râs de această neputință. Ba, a vesit-o și celorlalți frați. De multe ori râdem când vedem neputința celui de lângă noi, mai ales când acesta poartă o demnitate, poartă o slujire, poartă o chemare de la Dumnezeu. Și cea mai mică pată devine prilej de râs, prilej de vădire tuturor. Iată că ceilalți doi frați, cunoscând înțelepciunea Tatălui și mai ales binecuvântarea pe care o purta, cu sfială, cu spatele s-au apropiat și au acoperit goricina tatălui lor. Nu numai că nu și-au râs, dar în inima lor nu au primit gând de necinstire, ci același respect l-a purtat adânc în inima lor. Și Dumnezeu nu s-a supărat pe noi pentru această greșeală, ci pe Fiul cel a bajocorit în felul acesta. Și bajocura lui a purtat-o neamului întreg. În biserică învățăm să ne cinstim unii pe altul și să ne acoperim unii altora greșelile, să ne purtăm neputințele, să ne purtăm slăbiciunile după cum ne învață Sfântul Apostol Pavel, din credincioși. De această, această lumină pe care o purtăm în mâinile noastre la Sfânta Lumânare, ne cheamă să înțelegem că avem de mărturisit oamenilor lumina bunei cinstiri, lumina adevărului lui Hristos și a iubirii lui Hristos. Adevărul fără iubire poate să și ucidă. Iubirea fără adevăr, devine poftă nesăbuită uneori, precum vedem. Devine capcană minții. În adevăr și iubire, Dumnezeu lucrează sens al vieții, lucrează întâlnire cu omul, lucrează minuni. De aceea ne bucurăm pentru lucrarea săvârșită astăzi aduc mulțumire în numele meu, în numele al preasfințitului Părântului Teofan și cred că în numele tuturor, pentru că Dumnezeu a făcut cu putință acest lucru, dar și Părântului Stares Cristofor, celor ce au lucrat la această biserică, tuturor celor care l-au ajutat, și vom încerca la sfârșitul liturghiei, după, după rândul la noastră, să aducem o mulțumire și prin diplomele de vrednicie pe care le acordăm, pentru această lucrare frumoasă ce s-a făcut. După obicei, de îndată veți intra și vă veți închina și dumneavoastră la Sfânta Evangheliei și la acest locaș sfințit. Puteți să o faceți fără grabă. Noi îndată vom începe Sfânta Liturghie și împreună unii pe alții, primind această bucurie a slujbei și a mesei sfințite, să împlinim cuvântul pe care îl spunem la slujbă pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Amin.